Marian, îi trec microfonul lui Marian Voicu. Bună seara! Mama Sos obișnuiește că se spună mai mereu, mai în grupă, mai în serios, că într-o țară cu 8 milioane de profeți e bine să fii la rândul tău profet, concurența e foarte mare. Și totuși, după atâta timp, Mama Sos pare a fi cu adevărat un profet al literaturii. Este cu siguranță cel mai important scriitor din cultura ebraică contemporană, dar faptul că pe cel puțin 40 de ani continuă să predice și să fie profund implicat în viața politică, îl face cu adevărat un profet al lumii literare și nu numai. Până la urmă, se pare că și-a ales acest destin, încă de la 15 ani, când a renunțat la numele său de familie și și-a ales numele de Oz, care, din câte înțeleg, Ioana, mă puteți contrazice, înseamnă curaj, mentul, plecare, eroism. A plecat într-un chibuț, a făcut apoi facultatea de literă și filozofie, s-a întors în această mică localitate de 300 de suflete, unde a predat literatura și a făcut agricultură și a întâlnit o familie, are două fete și un băiat. Și în momentul în care, după 30 de ani, băiatul Daniel, care astăzi este poet, a avut astfel, a ales să trăiască în deșert, într-o mică localitate aflată la 30 de kilometri de Marea Moarte, Arată. În fiecare dimineață, Mama Sos se plimbă prin deșert ca un profet și se încarcă cu liniștea de acolo. A participat la războiul din 1967, care a fost esențial pentru societatea izraeliană, războiul de 6 zile. Războiul acesta, spunea Mama Sos, a făcut ca după aceea niciun alt conflict Israelul să nu mai câștige, pentru că Israelul nu și-a mai putut atinge un scop, pentru că nu mai are un scop. Statul izraelian s-a transformat într-un stat de coloniști. Faptul că de 50 de ani se construiește în teritoriile ocupate face ca Israelul să trăiască o dramă permanentă și Mama Sos, de 40 de ani, spune că singura soluție pentru a se ajunge la pace este înființarea două state, unul pentru israelieni și unul pentru palestinieni. Faptul că predică acest lucru știe că îl transformă pentru unii în trădător. Mama Sos face parte dintr-o generație de sioniști de stânga, atei sau agnostici, după care vine o generație total opusă de rabonici și de dreapta. Între cele două generații, spune Mama Sos, nu se poate ajunge la o soluție. Cele două generații aproape nu pot coexista. Dar Mama Sos spune, democrația nu este incompatibilă cu iudaismul. Oz este cel care cunoaște mai bine cărțile sfinte decât abornicii. Cunoaște mai bine istoria decât naționaliștii. Și continuă să spună permanent că pentru a se ajunge la un compromis, cultura este singura soluție. Cum putem recunoaște un fanatic, spune cel care într-adevăr s-a transformat într-un adevărat exeget al fanatismului comparativ. Spune, în momentul în care îl veți vedea că nu are umor și mai ales nu are autoironie, deci știi că avem de-a face cu un fanatic. Este cel care, așa cum spunea domnul profesor Cornea, vrea să-ți facă bine cu orice vreți. Vrea să te mântuie. Și dacă nu vrei sau nu poți, atunci va prefera să te radă de pe fața pământului. Pentru că așa trebuie să fie. Nu contează că e o chestiune religioasă sau se referă la fumat. El trebuie să te mântuiască. Avem fanatici și în România, ei există peste tot, dar conflictul aproape exemplar cu criminalele de rigoare dintre israelieni și palestinieni face ca această carte să fie foarte interesantă. E adevărat, valoarea literară nu se ridică la valoarea povestea despre dragoste și întâlnirii sau evreii și cuvintele, dar îl explică foarte bine pe autor. Îl explică pentru că nu poți fi, probabil, un mare scriitor dacă nu ești implicat în viața cetății. Și Mama Sos este cu adevărat, un adevărat profet al timpului său. Mulțumesc foarte mult!